Salutare, oameni buni, și bine ați venit! Astăzi vreau să vă prezint un abonament 100% digital, Orange OXO, care vă permite dintr-o singură interfață de aplicație să gestionați numere de telefon, gigabiți, roaming și alte opțiuni interesante, astfel încât toată lumea să fie mulțumită și să nu trească să vă deplasați la niciun magazin. Am urmat pașii step by step, mi-am instalat aplicația, mi-am comandat numărul dorit, mi-am activat un al doilea număr pe care să-l gestionez, mi-am ales opțiunile, totul a fost simplu și la câteva clicuri distanță. Toată faza este următoarea, trebuie să fii atent la detalii, să te uiți la oferte, să vezi cât de bune sunt. De exemplu, mi-am activat cel mai simplu abonament, 19 lei pe lună cu 50 de giga de date. OXO folosește rețeaua 4G a Orange și are cea mai bună acoperire în toată țara. Știm cum e, 5G-ul e un pic mai rapid, dar mai e de lucru la acoperire. Este în marile orașe, este pe străzi, este pe bulevarde, pe șosele, dar mai e de lucru până să ajungă la o acoperire de asta de nivel național. În schimb, 4G este peste tot și este super puternic. Bun, care e faza cu OXO-ul ăsta? Faza este simplă. Ne dorim, mai ales acum în perioada asta, abonamente simple care să fie activate online, fără deplasare la magazin. Iar OXO îți permite exact acest lucru din câteva clicuri din aplicație. Practic, da, trebuie să ai la îndemână un buletin, trebuie să ai la îndemână cardul, dar restul pașilor se fac foarte simplu. Într-adevăr, poți din el, de asemenea, să gestionezi alte numere de telefon, deci, bineînțeles, făcând portarea la OXO. Dacă aveți cartele prepaid, dacă aveți abonamente care sunt foarte scumpe și v-ați sătura să plătiți sute de lei pe lună, toate astea se pot trece din câteva clicuri pe OXO și se pot gestiona de aici la fel. Și la fel, observați, când se termină netul, adăugați o opțiune foarte, foarte ieftină cu 10 de giga. Când plecați din țară în vacanță, adăugați opțiuni foarte ieftine de roaming în spațiu european care se pot folosi peste tot. Iar la finalul lunii toată lumea e fericită, adică nu ai un contract pe 2 ani care să te țină prizonier, poți să închizi oricând oricare număr, totul e ușor, totul e clar și totul este accesibil din punct de vedere al prețului. În plus de asta, în perioada următoare, toți cei care fac acest transfer din cartelă, din prepaid, din alte rețele și așa mai departe, au o lună gratuită în care să vadă cum este OXO, iar dacă nu vă place, la fel, se închide și pa. Și de asemenea, au o ofertă specială pentru cei care își recomandă prietenii în rețea, adică pentru a crește baza de utilizatori, poți să inviți prietenii tăi, ai un cod unic pe care îl poți folosi și în schimbul celor care s-au înscris primești gigabits de date pe care iarăși poți să-i folosești câteva luni de acum înainte. Iar, cum spuneam, ofertele de preț sunt foarte bune. Vreau să vă arăt pe ecranul mare ca să vedeți mai simplu direct interfața aplicației, meniurile, opțiunile și cum se fac toate acestea, iar la finalul acestui clip mai tragem câteva concluzii. Hai să vedem. Bun, evident primul pas pentru acest proiect este să îmi fac contul de OXO și să comand SIM-ul. Observăm aici și o ofertă specială care se deschide, dar e numai în perioada asta, minus 15% la abonamentul eMAG Genius pe 12 luni dacă ești client OXO. Îl închid deocamdată și mergem mai departe să vedem care e faza. Abonamentul funcționează în rețeaua 4G a Orange. Poți să te portezi din orice rețea, poți să îți ții un număr nou, poți să treci pe OXO dacă ești Orange Prepay și așa mai departe. Și ofertele lor sunt de genul ăsta, 19 lei pe 50 de giga, 29 de lei 100 de giga, depinde câtă nevoie ai de trafic. Toată faza e că se face accesul din aplicație, așa că va trebui să descărcăm aplicația. Poți activa un număr nou, poți porta un număr din altă rețea sau poți trece la OXO de la Orange cartelă. E un abonament 100% online, cu prețurile pe primul loc, flexibil în orice situație, el este practic pe 30 de zile, după aia dacă nu mai folosești poți să-l închizi. Poți închide oricând dorești,
bineînțeles, ai opțiuni de astea de a promova și tu către prietenii tăi și primești 100 de giga la fiecare prieten nou adus în rețea. Și hai să vedem ce putem... Uite, 150 de giga, din care 5,35 giga în roaming. Dar eu nu am nevoie de atât de mult internet. Hai să vedem 50, e-mail. Hai să vedem cu contul Orange. E, tare. Așa, da. Vreau număr nou. O, ce numere interesante aici, ia să vedem noi. 461865, e prea complicat. Asta e bun. Next. Sunt necesare datele personale. Buletinul. Recunoaștere automată. Bun. Hai să vedem. Bun, am sărit peste detaliile cu buletinul și cu cardul bancar și am făcut prima tranzacție. Ok, nicio problemă. Să vedem cât durează. Revin cu detalii cât pot de rapid. A durat cam 2 zile să vină curierul să-mi aduc acest plic în care este SIM-ul de IOXO pe care l-am cerut. O să scoatem acum și am luat o cartelă pentru a vă arăta cum se gestionează mai multe numere de telefon în aceeași interfață. Da, cam așa arată. A fost mișto că am putut atunci să-mi aleg un număr cât de cât interesant. Un design plăcut. Își păstrează culorile astea, galbenul și movul, care sunt reprezentative pentru brandul IOXO. Și avem SIM aici. Ce ai de făcut? Ai descărcat aplicația, am descărcat-o deja. Introduci cartela SIM și urmezi pașii de activare din aplicație. Încă se mai fac cu format ăsta mare. Nu știu dacă mai folosește cineva, iar viitorul este în eSIM, SIM-ul digital la care nu mai ai nevoie de nicio cartelă fizică. Ok, închidem pasta. O scot și pe aceasta și după aceea vă arăt cu ele băgate direct în telefon. Cartela asta la fel trebuie activată, dar o să urmăm pașii să vedem ce ne zice aplicația și mergem mai departe. Activarea are loc după ce ai introdus cartela și ai introdus codul PIN inițial 0000 și după aceea urmezi indicațiile. Cam asta e, a fost destul de simplu și acum haideți să vedem din interfața aplicației cum arată, cum se mișcă și ce face mai departe. Hai să vedem cum e asta cu scanat codul de bare, da? Deci, s-a făcut plata automat și se activează cartela, da? Cu o simplă scanare de cod. Super tare. Și hai să mai vedem o dată detaliile abonamentului. 50 de giga. Ăsta este fără roaming, din ce văd 0 giga în roaming. O să activez roamingul când plec acum la Barcelona. Și am posibilitatea a modifica abonament și închide abonament. Ok. Valabilitate 30 de zile de la data și magazin de opțiuni, da? De exemplu, când vreau să-mi adaug acum roaming, opțiune roaming 125 de lei. Opțiune credit numere cu tarif special, opțiune 100 de minute. Bun. Haideți să vedem acum cât de simplu este să... Uite, consum, în curs de activare, facturile IOXO,
și cât de simplu este să gestionezi alt număr, da? Dacă vrei să câștigi suplimentar, poți să-ți inviți prietenii să treacă și pe OXXO, adică în primul rând cei care au cartelă prepaid de Orange și în al doilea rând cei care au alte abonamente, vor să renunțe sau alte cartele sau vor să treacă la ceva similar, la fel de simplu, fără un abonament strict, fără contract pe 2 ani și așa mai departe. Poți să trimiți codul ăsta la prieteni, deci eu am acum un cod aici de referral, cum se zice, și de câte ori unul trece, urmează sfatul tău, primești bonus în giga pe care poți să-i folosești ulterior timp de 3 luni. Eu deocamdată n-am niciun bonus, deci asta v-am spus așa ca o ofertă suplimentară. Hai să-i dau, adaugă un nou abonament de 50 și nu aleg număr, îmi păstrez numărul meu, da? 0753 627 416. Să vedem ce zice mai departe de aici. Ok. Introduc codul primit prin SMS. 425 49 425 49. Thank you. Deci pot să aleg eu la ce dată să treacă pe OXXO și o să aleg pe, deci mai am o lună din asta, de exemplu, pot să pun la finalul lunii, da? Și pot să-mi aleg de aici eSIM, vă povestesc imediat și despre tipul de eSIM și despre SIM clasic și continui cu cartela existentă și o să-i zic junior, da? Că e pentru copil. Continuă, vreau să primesc oferte, nu, vreau să particip la studii, nu, vreau să beneficiez de oferte, da. Ok, sunt de acord, beneficiez de prima lună gratuită pentru nou abonament făcut în perioada asta, este o ofertă specială și sunt de acord cu acest lucru, da. Va fi activat pe 28 februarie la 8:27 dimineața. Încă un puțin și o să beneficiez de tot, da? Și acum când mă duc înapoi în contul meu, am ambele abonamente aici și pot să gestionez tot ce vreau, să adaug opțiuni, să adaug internet, să adaug roaming. Este soluția ideală pentru o familie cu copii, de exemplu. Adică n-are rost să ții copii pe abonament și să ți încarce acolo cu plăți, de exemplu. Mulți copii fac fără să vrea sau din greșeală sau fără să știe achiziții din Google Play, din magazinul App Store, care îți vin ție la factură dacă ai abonament. În schimb, dacă ai cartelă, de pe cartelă nu se pot face cheltuieli de astea nebune pentru că se termină creditul și ai notificare automată că s-a întâmplat ceva, că a existat un cost. Și tu poți să-l blochezi imediat. De asemenea, la ei poți să vezi rapid că termină internetul 10 de giga, 10 de giga, 10 de giga. E, și aici ai la îndemână două clicuri, ai făcut rost și de giga și de ce aveai nevoie pentru copilul tău. Iar dacă plecați în vacanță prin Europa, bagi gigabits de roaming și o să stea liniștiți pe telefoane și pe tabletele lor fără să te streseze pe tine la cap. Hai mami, hai tati, fă hotspot că am nevoie de internet. Cam asta este ideea, totul e simplu, se gestionează mai ușor din interfața unei aplicații, meniurile sunt mari, ușor de înțeles, toate opțiunile sunt la îndemână și foarte simplu să le pui cap la cap. Cam asta a fost experiența cu OXXO, un abonament digital 100% online în aplicație, fără alte bătăi de cap, fără drumuri la magazin. E simplu de trecut la el,
e simplu de activat alt număr, de exemplu al copiilor sau al bunicilor sau al întregii familii. E simplu să adaugi opțiuni de giga, opțiuni de minute, tot ce ai nevoie, roaming în spațiul european și așa mai departe. Prețurile sunt foarte bune și nu te ține captiv într-un contract. Poți să îl folosești 30 de zile și să-l închizi dacă nu mai ai nevoie și cu asta basta. Pe lângă asta, e interesant faptul că poți folosi un eSIM. Este o cartelă de tip nou, adică nu mai vine cartela în format fizic pe carton, ci este electronică, este embedded SIM, cum ar veni. Bineînțeles, trebuie să ai telefon compatibil, ceas, smartwatch compatibil, tabletă compatibilă ca să folosești tehnologia eSIM. În felul ăsta nu mai comanzi nimic, doar alegi opțiunea eSIM și îți alegi numărul de telefon și sănătate, mult succes în continuare. Sunt foarte multe telefoane premium care folosesc eSIM. Sunt multe ceasuri de astea pentru sport, fitness și așa mai departe, ceea ce este o inițiativă super mișto. Iar pe lângă faptul ăsta aveți posibilitatea de a gestiona mai multe numere și posibilitatea de a beneficia de o lună gratuit în următoarea perioadă ca să testați exact Yoxo așa cum este el pentru numerele adăugate suplimentar. De reținut asta, simplu de utilizat, fără drumuri la magazine, fără tone de acte, dosar cu șină și așa mai departe. Opțiuni clare, simple, ieftine și bune de folosit pentru întreaga familie. Cam asta este Yoxo. Ne auzim în curând cu clipuri noi și prezentări de tehnologie. Baftă! Ciao!